În ziua 13-a lunii noiembrie, pomenirea celui dintre sfinți părintele nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului. Acest mare dascăl și luminător al lumii a fost din marea cetate Antiohia, născut la anul 344 din părinți drept credincioși, tatăl Secund și mama Antuza. Din fragedă vârstă, a pierdut pe tatăl său, iar mama sa, necăsătorindu-se, deși era foarte tânără, își închina viața creșterii copilului ei. El a fost botezat la vârsta de 20 de ani și a avut parte, prin grija mamei sale, de cei mai vestiți dascăli din Antiohia, Libanius și Andragatie. Îndată, încă de la început, Sfântul arăta o mare dragoste către știința vorbirii și cu nevoință se puse la învățătură și cu ascuțimea minții ce avea, a deprins toată știința elinească. Tot așa a ajuns la stăpânirea creștinilor și a cereștilor scripturi, având doi îndrumători de seamă, pe arhiepiscopul Antiohiei Meletie și pe Diodor, episcopul din Tars, căpetenia școlii din Antiohia. Mai era în Antiohia și o casă creștină de asceți, pe care o conducea un nevoitor mai în vârstă, de unde Sfântul Ioan și alți tineri cu el dezgustați de o viață călugărească, fără duh de jertfă, făceau legăminte ascetice din dragoste pentru Hristos. Era ca o mănăstire în cetate. Este timpul când Sfântul Ioan își împlinise visul său de taină, de a duce o vreme, o viață pusnicească în munții din preajma Antiohiei. El a trăit 4 ani de mănăstire cu viața de obște și 2 ani de pusnicie într-o peșteră. Deci, ajungând astfel la deprinderea vieții, Sfântul Ioan a fost ridicat la rânduiala clericilor de Sfântul Meletie, care îl botezase și l-a sfințit diacon, iar Flavian, urmașul lui Meletie, l-a sfințit preot. În această vreme, Sfântul Ioan a scris prea frumoasa lui carte despre preoție, închinată prietenul său Vasilie, căutând să-și îndreptățească fuga lui de preoți, socotindu-se nevrednic. Că preot timp de 12 ani a fost slujitor și predicator neîntrerupt al patriarhului din Antiohia, alcătuind numai cuvinte de învățătură. Din acest timp ne-au rămas de la el cuvântările asupra Evangheliei de la Matei, cântările despre statui și cuvântările de la 14 epistole ale Sfântului Apostol Pavel, toate adevărate, îndreptate pentru o viață desăvârșită. Întâmplându-se între timp că Nectarie, patriarhul Constantinopolului, a părăsit viața aceasta, Sfântul Ioan a fost chemat cu porunca împăratului Aracadie ca să fie sfințit patriarh al Constantinopolului. Primind hierotonia canonică din mâinile patriarhului Teofil al Alexandriei la 28 februarie 398. Ca patriarh, Sfântul Ioan s-a ostenit mult cu răspândirea credinței și convenirea la ortodoxie a goților arieni de la Dunăre, cu evangelizarea locuitorilor de la state, cu întemeierea de așezăminte pentru bolnavi și săraci, pentru fecioare și văduve. El nu a încetat nici a predica pentru îndreptarea năravurilor împotriva luxului, a lăcomiei și pentru Evanghelia iubirii de oameni. Pentru o pricină ca aceasta, după căderea de la putere a lui Eutropie, primul dregător al împărăției, Eudoxia împărăteasă s-a făcut vrăjmașă Sfântului Ioan, și anume pentru că, răpind ea pe nedrept via unei văduve sărace, ce se numea Caletropia, Sfântul a sfătuit-o să nu țină lucrul străin cu sila. Și nevrând ea să asculte de cuvintele lui, Sfântul o mustra și o asemăna cu Izabela și Rodiada.
iar ea s-a făcut cu totul fiară. Și a fost izgonit sfântul din scaun, întâi de dânsa, după sinodul ținut la stejar și condus de patriarhul Teofil, care îl sfințise episcop. Deci după un timp s-a întors sfântul la scaunul său, iar după 2 luni a fost izgonit a doua oară și surguit de împăratul la Cucuz, în Armenia. Și, îndurând sfântul, multe suferințe și-a dat cinstitul său suflet lui Dumnezeu. Ultimele sale cuvinte au fost: slavă lui Dumnezeu pentru toate. Dar lumea din Constantinopol nu s-a liniștit decât la anul 438, când patriarhul Proclu, unul din urmașii sfântului, a mutat cu mare alai moaștele sfântului Ioan de la Comande, unde a murit, la Constantinopol. Împăratul Teodosie cel tânăr și sora sa, Pulcheria, au luat parte la serbare, cerând în genunchi iertare pentru părinții lor. De atunci sfântele lui moaște odihnesc cu cinste Biserica Sfinților Apostoli din Constantinopol, celui mai mare predicator din vreme de aur a creștinătății bisericii, îi servea pomenire de 3 ori pe an, la 13 noiembrie și apoi la 27 și 30 ianuarie, precum și fiecare zi când se săvârșește liturghia lui. Într-o această zi, cuvânt despre Sfântul Ioan Gură de Aur. Ne spunea nouă părintele Tis de la Amasia că auzise pe Adelfie fratele său zicând: când Sfântul Ioan Gură de Aur, patriarhul Constantinopolului, a fost izgonit și surguit la Comande, petrecea în casa noastră și pentru aceea multă îndrăzneală și dragoste ce aveam către dânsul. Și zicea Adelfie fratele meu și episcopul de la Cucuz: după ce fericitul Ioan s-a mutat la Domnul, fiind acolo un surghiun, mare mâhnire a avut eu, că un bărbat ca acesta, învățător al lumii, care cu cuvântul său veselea Biserica lui Hristos, unul ca acestea în surghiun a reposat. Însă m-am rugat Domnului cu multe lacrimi ca să mi-mi arate și mie în care rânduială este și de este numărat între patriarhi. Și mult rugându-mă eu pentru aceasta, într-o noapte am văzut în vis pe un bărbat foarte luminat la vedere. Și m-a luat pe mine de mâna dreaptă și m-a dus la un oarecare loc luminos și proslăvit. Și mi-a arătat mie pe toți învățătorii bisericii. Iar eu nădăjduiam să văd acolo cu dânsii și pe doritul meu, Ioan Gură de Aur. Și după ce mi-a arătat mie pe toți și mi-a spus și numele fiecare dintre ei, iarăși luându-mă de mână, m-a scos pe mine afară. Iar eu mergeam după dânsul mâhnit, că nu văzuserem cu arhierei pe fericitul Ioan. Deci mi-a zis mie: ce ți este? Și de ce ești așa mâhnit? Că nimeni intrând aici nu iese mâhnit. Iar eu i-am zis: acesta mi este mie mâhnirea, că pe iubitul meu Ioan Gură de Aur nu l-am văzut cu ceilalți episcop. Iar el mi-a zis mie: zici de Ioan, povățuitorul pocăinței? Și am zis: da, așa este. Deci mi-a răspuns mie: tot omul în trup fiind nu poate vedea pe acela, că acela la scaunul stăpânului stă, între serafim și herovim. Și m-am îngâiat cu cuvintele lui. Pentru această zi, cuvânt a Sfântului Ioan Gură de Aur despre osânda cea fără de sfârșit și despre împărăția cerească. Și ca să avem în minte întotdeauna ziua ieșirii sufletului nostru. Să intrăm, iubiților, fiecare într-o a sa cunoștință și să ne gândim la păcate și să facem judecata asupra noastră. Ca nu cumva cu lumea să fim înstrăinați, că învrigoșător este judecata. Groaznic este locul și plin de întrebare și de frică, asemenea și râul cel de foc care va curge. Să ne aducem aminte de ceea ce a zis în Evanghelie, îngerii alergând cămara, închizându-se făcliile, stingându-se puterile, trăgând în cuptorul cel de foc. Încă să te gândești și la aceasta, dacă vreunuia dintre noi s-ar scoate la iveală astăzi înaintea tot poporul un lucru ascuns, apoi cât nu s-ar ruga ca să piară mai bine sau să se desfacă pământul cu dânsul.
dar când ar fi martori răi de față la acea taină. Apoi, ce de voi mare nu vom primi atunci când înaintea toată lumea se vor aduce la iveală toate într-o priveliște ca aceasta înainte celor știuți și neștiuți cu de noi. Toți luăm aminte. Oh, vai mie, cum voi spune vouă aceasta? De omenească nedumerire, surprinși sau mai bine, încă se cade a zice de frică de Dumnezeu, în ce echipă vă fi atunci, spune mie. Când legați cu dinții, scrâșnind într-un întunericul cel mai din afară, vom fi goniți? Drept aceea pe acesta ce vor să fie cădere din împărăție, adică durerii legăturile cele vestite din ghienă, întunericul cel mai din afară, viermele cel otrăvit, scrâșnirea dinților, scârba, greutatea răului celui de foc, cuptorul cel nestins. Pe toate aducându-le și înainte punându-le, averea aceasta adunată să o dezrădăcinăm, că boală este aceasta, iar pe adevărata bogăție, luându-o, să ne izbăvești de această cumplită sărăcie, veșnice judecăți și bunătăți celor ce vor să fie să ne împărățești. Că dacă ne vom sârgui și ne vom ruga la dânsul, apoi ne va ierta pe noi Dumnezeu. Iar de nu vom cere de la dânsul, nici vom face nimic din acest fel, apoi cum vom fi iertați? Că fapte bune nu vom îndeplini dormind. Că nici lucrurile cele bune ale lumii acesteia nu este cu putință a le afla. Niciodată cel ce doarme. Cu cât mai vârtos cele duhovnicești. Că și de la prieten nimic nu va lua cândva cel ce doarme. Apoi cum de la Dumnezeu? Nici părinții nu fac cinste fiilor celor somnoroși, cu mult mai mult Dumnezeu. Nici stăpânii nu suferă pe slujile cele leneșe, cum iarăși Dumnezeu vă ne va suferi. Pentru aceasta să ne strâmtorăm puțin aici, acum, că în veci să ne veselim, că strâmtorați se cade să fim aici, de nu apoi acolo ne așteaptă pe noi suferința. Pentru aceea, dar, nu voim să fim opindiți aici, ca acolo să ne odihnim de-a pururea, să suspinăm, deci, puțin, rogu-vă pe voi, și să ne tânguim aici, ca atunci să nu plângem. Aici acest plâns este o faptă bună, iar acolo este fără de folos. Aici, puțină vreme, te vei veseli, iar acolo, fără de sfârșit, te vei întrista. Să ne întristăm, iubiților, până ce este vremea, însă foarte să ne îngrijim ca să nu zicem ca bogatul cel nebun, dacă iertat acum acela ce îngrijește de mântuirea sa, deci de ea să ne îngrijim acum. Dumnezeu nostru slavă, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.